genul programului Talk Show. Bună seara, stimați respectatori, am văzut zorul și nebunia care s-a creat după tragedia de la Hurican. Mă uitam pe posturile centrale de televiziune, doamne, toată lumea, șoc, groază, oameni care sunt indignați. Cât ar fi trecut pe lângă copiii ăia fără să le dea foarte, foarte multă atenție. Da, mă rog, nu te poți băga în familia nimănui, e o problemă, da, și instituțiile statului aici au fost praf și pulbere, da? N-ai ce să mai comentez pentru că deja tragedia s-a întâmplat. Oricum, legea este, cum să vă spun eu, degeaba în România, pentru că legea pentru protecția copilului nu-i protejează pe lucrătorii sociali. La fel ca și statutul polițistului, la fel ca și altele și altele, că vorba aceea. Bun, astăzi vroiam să discutăm și chiar o să discutăm, pentru că a început sezonul estival, chiar așa am spus și emisiunea, a început sezonul estival, vreau să discutăm cu vicepreședintele Federației Patronatului din Turismul Românesc, cu domnul Lucian Stanciu. Din păcate a avut o problemă personală și undeva pe la 4:30 m-a anunțat că nu mai poate ajunge la emisiune, dar eu am zis că vreau să păstrez subiectul pentru că sunt mai multe lucruri de povestit aici, tichete de vacanță, da, pe care acum ar trebui, nu vara asta, că nu pupăm vara asta, dar cred că în bugetul de anul viitor vor trebui firmele să le prevadă că sunt instituții bugetare, că sunt firme private, ar trebui să dea tichete de vacanță. Și mai sunt și altele. Amaril Doseche, redactorul șef al cotidianului Ziarul Hunedoreanului, ziarul nostru, trustului din care facem parte, să spunem așa, ziarul nostru, de aia zic ziarul nostru. Bună seara, Amaril, bine ai revenit la noi. Și îți mulțumesc pentru că ai acceptat așa pe ultima 100 de metri invitația pe care nu ți-am mai făcut-o de mult așa. Da, mă, cred că sunt obișnuit cu invitațiile astea, dar cu mare drag vin. Cred că au trecut vreo 6 luni, da, de când cam așa ceva. Nu, n-am mai sunat. În orice sezon trebuie să facem și de astea. Sigur că da. Subiectul rămâne, stimați telespectatori, dar înainte de asta nu se poate să nu povestim un pic de punctul de vedere. Ia auziți, o să fie mai greu să mă descurc că nu merge mouse-ul, nu știu ce are, o chestie de soft. Televiziunile și posturile radio primesc 15 milioane de euro de la guvern pentru emisiuni culturale. Cât de tare asta! Până acum nu s-au gândit, dar gândiți-vă acum, se apropie campania electorală. Ia auziți. Televiziunile și posturile de radio care produc și difuzează emisiuni de interes public, cu specific de informare, educare și cultural. Păi nu trebuie să ne dea 500 de mii? Da? Cel puțin 500 de mii, nu? Nu o să pupăm niciun euro din ăștia, vă spun eu. Da? Zice, vor fi susținute prin ajutoare de stat, în acest sens guvernul alocând aproximativ 15 milioane de euro. Bun. Într-un comunicat remis iare.com se arată că guvernul a aprobat într-o ordonanță de urgență unele măsuri pentru susținerea operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc și difuzează emisiuni cu specific de informare, educare și cultural de interes public. Dacă nici eu nu fac emisiuni de interes public, apoi cine mai face? Da, mă rog. Așa, în acest scop, guvernul a decis ca operatorii economici din domeniul audiovizual pot beneficia de finanțare în schimbul unei scheme de ajutor de stat, al cărui buget va fi suma de 67,5 milioane de lei, respectiv echivalentul la 15 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării acestuia. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 1 iulie 2015, 31 decembrie 2016. Tan-tan-an. Însă va putea fi prelungită. Schema de ajutor de stat se va elabora în conformitate cu legislația europeană în materie de ajutor de stat și va fi aprobată prin hotărâre de guvern, act normativ care va stabili criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, numărul estimativ al acestora, categoriile de cheltuieli eligibile, hopa, stai că nu-i chiar așa rău, precum și procedura de acordare și monitorizare, se mai arată în comunicat. Guvernul României, eu vă critic, primul, dar fac emisiuni de informare, da, nu cerșesc nimic, dar dacă tot e să dea, domnule, să dea la toți. Deci nu mai atâta.
se ceartă iară Putin cu Uniunea Europeană. Vedeți scandalul ăsta cu Ponta? Căutam eu o poveste, însă a fost cu mult mai de dimineață, dar în sfârșit, zice Le Monde, la 17.06, ofensiva justiției contra lui Ponta, punct cheie al bătăliei pentru modernizarea României. Veci pomenire! Ponta lui Cazanciuc, sunteți mai eficient de când tot timpul a fost în coordonarea lui Oprea. Ăștia ce că schimbă, că sunt coaliție, nu știu cum, da? Că pentru mine tot o apă și un pământ, da, ci că există un NPR, domnule, la guvernare, da? Și un NPR-ul a zis, vrem și noi un post la guvernare. Cu tot cu ministru, îl luăm pe Cazanciuc, rămâne acolo, ne dați nouă justiția. Și Ponta vă dați seama, deci îi schimbă lui titulatura numai ca să rămânem. Bun, pe mine m-a frapat declarația de dimineață, nu o găsesc acum, dar nici nu mai insist, declarația de dimineață a doamnei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a președinte de la Curte de Casație și Justiție, care a spus că justiția din România nu este egală pentru toți, nu suntem toți egali în fața legii și... În sfârșit, un magistrat din România și în orice fel de magistrat recunoaște acest lucru. Doamne-ți mulțam. Deci nu cred, deci pe cuvântul meu, nu credeam vreodată sau din gura unui magistrat un asemenea mare adevăr. Doamnă, nu știu că nu mă auziți, că nu vă uitați la televiziuni locale, dar eu nu vă felicit. Ați spus un mare adevăr, un adevăr pe care l-am sesizat noi presa de provincie, ce-i drept, de foarte multă vreme. Bun, între timp, ia auziți, PSD, fiți atenți ce tare e știrea asta, 16.24, dă-mi înapoi. PSD încearcă dislocarea judecătorului Ștefan Minea din Curtea Constituțională. De ce? Ia stai să deschidem știrea asta într-o nouă fereastră. Și până atunci mai citim. Deci cum să te baci PSD? Altă scrisoare pentru ambasade. Ponta nu e acuzat de corupție. Iohannis a fost și el cercetat. Adică cum e? Și el a furat, și el a furat. E cum poate să fie asta? A, și fiți atenți. Ca să fie totul minunat și extraordinar. Zice așa, se ieftinește berea la halbă în plină vară. Parlamentarii au votat TVA de 9%. Mingea e la Iohannis. Vorbim despre știrea asta, cred că începem cu ea imediat, dar vreau să văd cu dislocarea ăstuia de la Curtea Constituțională, că foarte mulți, m-am uitat pe știrile pe care le difuzează televiziunile centrale și din păcate n-am găsit știrea asta dezbătută undeva, sau poate nu, vă dați seama că nu le pot vedea pe toate. Marian Neacșu, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a sesizat biroul permanent cu privire la numirea în urmă cu 5 ani a judecătorului Ștefan Minea la Curtea Constituțională. Socialdemocrații spun că este un caz în oglindă cu cazul Dan Șova. Eu, și v-ați trezit de-abia acum. Secretarul Camerei Deputaților, Nicolae Mircovici, a explicat că subiectul a fost discutat în biroul permanent și s-a decis ca sesizarea să fie trimisă la Comisia Juridică. Aceasta urmând ca până săptămâna viitoare să analizeze votul dat în cazul judecătorului Mircea Ștefan Minea. Minea a fost propus de PDL pentru un loc în Curtea Constituțională în 2010, mandatul său fiind de 9 ani. Bun, iarăși, deci încă un adevăr foarte tare spus în știrea asta. Nu mă interesează cine e domnul ăsta, pentru că oricum avem o Curte Constituțională care ar trebui să vegheze la respectarea Constituției. Și băieții ăștia toți și fetele, da? Toți ăia care sunt acolo sunt numiți politic. Deci dacă ai într-o formă finală, să zicem, o lege, da? Ca să fie declarată constituțională sau neconstituțională, o judecă tot ăia, puși de politicieni. Cât de tare poate să fie asta? Nu, că așa trebuie să fie, nu înțelegi tu democrația. Mă lăsați? Deci chiar nu mai pot. Nu mai pot. Bun, hai să ne întoarcem la început sezonului estival. Cum sună asta? Amarindu se cheie. Ia, spune, uite, știrea asta. Hai să lămurim întâi pe asta cu Curtea Constituțională. Da, Curtea Constituțională. Tot e vară te rog. Bate pe multă lume soarele în cap. Da. Deci s-a petrecut pe vremea când celebra matematician Roberta Anastase era președintă la Camera Deputaților. Au. PSD-ul a propus pe Valer Dorneanu. Cine își aduce aminte, a fost și Valer Dorneanu președinte la Camera Deputaților, s-a votat, votul a ieșit într-un fel, Roberta Anastase a numărat într-alt fel, s-a reluat votul, a ieșit Ștefan Minea.
Așa. Asta ca să zic pe scurt, să nu intrăm în detalii. Și ce se întâmplă la Curtea Constituțională? Dacă ne aducem aminte, într-o vreme erau voturi 6 la 3. Așa. După aceea s-a trecut 5 la 4. Asta funcție că ai adus vorba de UNPR. Cum a balansat sau contrabalansat UNPR-ul? La un moment dat era judecătorul de la UDMR care decidea stânga-dreapta. Deci atât de tare e Curtea Constituțională. Da, deci... Aia a spus politic, inclusiv UDMR-ul are judecător. Legea așa prevede. Cu 5% din... Ești în Parlament, ai dreptul, îți permite legea. Deci numește 3 președinția, 3 guvernul, 3 parlamentul, da? De la președinție știm cine, din ce părți au fost numiți. Așa? Da, și, cum să zic, e ca un fel de numire parțială, la o perioadă de se schimbă 2 sau 3 dintre ei, nu știu cum exact, nu vreau să dezinformez. Așa? Nu toți au fost numiți în același timp. Este mandat într-adevăr de 9 ani. Unul e posibil să-i se termine anul ăsta sau la anul, la altul poate a fost, să zic, Daniel Murar. A fost numit acum pe final de mandat. A fost un procuror. Daniel Murar. N-au nicio treabă. Și Augustin Zegream, președintele curții, a fost jurist consul la ceva fabrică de borcane sau de uleiuri sau alcool în județul Alba. Practic ăștia trebuie să hotărăște soarta unei legi în România. Da, mă rog, nu le contez capacitatea, cam ăștia sunt cetățenii de acolo. Super tare, bun. Hai să, revenim cu ajutorul de stat, da? Pentru televiziune, da? Da, te rog, hai să-l comentăm și pe asta. Păi UE de obicei face scandal când ai ajutor de stat. Da? Păi la mine, de ce nu sunt de la minerii din Valea Jiului? N-ai voie că e ajutor de stat. Păi ce, fac emisiuni educative? Stai că se apropie 35 iunie, vine treaba cu mineria. Mai plantez o floare, mai cu târnă copul, mai aranjez o bordură aia. Nu-i tot cultură, educație, informație. Deci vrei tu să-mi spui că și... Da, nu, acum da. Glumim un pic, dar uie cam strâmbă din asta ajutoare de stat. Păi nu, că la astea nu strâmbă, că e vorba de televiziuni, dragă. Ok, bine ar fi să fie pentru tot cartierul. Mie îmi place de obicei cum se termină aceste prevederi legislative, suma de, cum ai zis, 67 sau 100 cât o fi pe acolo, așa? Și se poate mări. Da. Deci asta e cea mai tare, nu știu cum te bazezi, ce buget îți faci. Deci numai puțin că colegul Petri Mezaroș a aprofundat subiectul și îmi spune că în felul următor, că cică pentru primele 12 televiziuni. A. Păi bine. Și deci cum le stabilești pe primele 12? Păi le pui să alerge. Practic o să fie 3 din grupul Antena, cred că ProTV-ul, da? No. Deci suntem 4. Televiziune națională. Realitatea România TV. Etnotaraf și alte... Etnotaraf. Și alte televiziuni culturale. Păi așa, etnotaraf poate să fie și asta. Nu sunt pur culturale. Nu e muzică acolo, artiști profunzi, la maxim. Yes! O să primească MTV-ul ajutor de stat. Da, e și asta o variantă. Acum, lăsăm gluma deoparte. S-ar putea să ia pe trusturi de presă. Așa. Și o să zică, bă, tu trustul X primești atâta, tu trustul Y primești atâta. Na, acum, poate de la Digi, poate de la Eurosport. Acum, nu râde. Prin sport, promovezi, faci cultură. Înveți geografie. Uite la Turul Franței, de exemplu. Eu sunt fan de ciclism. Așa. Măcar să mă uit. Și înveți. Și povestezi băieții. Te uiți la turnee păi de nu, tenis. Păi nu, că sport nu scrie, stai. Păi nu, dar... De exemplu, eu fac emisiunea, apropo, de duminică revin cu De prin sate adunate, da? Este emisiunea de informare. Da, mi se pare normal dacă te mai chema pe nepusă masă. Stimați telespectatori, duminică de la ce oră? De la ora 15. De la ora 15. Da, revenim pe vechiul tronson. Ce mă bucur eu că ori încep, pentru că e o emisiune interesantă, care are și multe vizualizări online. Și încep cu Comuna Totești, până la urmă și emisiunea pe care o fac. Și îmi place să fac. E tot informare și până la urmă discutăm și de chestii culturale până la adică. Vezi ce mai face, nu știu, omul de la țară, ce gânduri, ce necaz. Uite, zic de căminul cultural, da? Se reabilitează, se face. Are strictă legătură cu cultură, da? Nu. Are, că la cămin faci nedeia, balul... Nunta. Nunta, da. Înmormântarea, că până la urmă tot eveniment cultural este. Nu, la pădure, religios, dar mă rog, așa. La pădure, de exemplu, așa? Se mai păstrează tradiția cu bocitul și asta chiar că deja ține de cultură. Deja, ho-ho, și încă cum. Că deja vorbim high level. Și hai bun, să revenim la... Explicăm la ăștia? Bun, ne întoarcem la bere? Berea la 9%, da. Berea la 9%, te rog frumos, deci asta e o știre care am rămas așa. Acum,
foarte serios zic. Așa. Știi și tu și știu mulți, berea și vinul sunt trecute la categoria alimente. Da. Dacă tot e să faci reducere de 9% cum ești la produse alimentare, trebuia să o faci de la început și la bere. Păi nu, că iară e povestea cu Uniunea Europeană, nu știu ce. Nu, mai lași cu Uniunea Europeană. Cum nu se poate? Nu poți să faci nimic fără... Adică, iar ne întoarcem la poveștile când am aderat noi la UE sau eram în preaderare. Da. Dacă făcea guvernul, indiferent care era, indiferent de culoarea lui, era ceva care nu era pe placul populației, bănea impusuri. Da. Deci hai să mai lăsăm și cu UE mai moale. Cu... Mâine, pe mâine l-aud și pe primarul Deve că limitatoarele de viteze în, în halul și în forma în care sunt ele acum de strică mașinile. Nu, no, nu le strică dacă treci încet. Poți să treci oricât de încet pentru că așa se face cu mașina. O fi probabil niște, da? Normative UE. Tot de la UE. Nu, și acolo sunt UE 743 parcă sunt pe acolo și, și acolo sunt minți luminate. Luminate, între da. Și vine la câte unul și se mai votează, cred că și pe acolo, așa ca la noi, cu ridici mâna. A, nu, și acolo se votează exact în, în aceeași formă. Știu, sigur. Da, sunt prea puțini care au opinie separată față de grupul în care, din care fac parte. Bun. Deci, vor ăștia să ne îmbete? Să fim mangă de alegeri? Că nu pot înțelege povestea asta. Acum, la noi, conform bunului obicei, ghilimelele poate pune cine vrea, când vine vara... Dar nu oriunde. Da, când vine vara se scumpește bere. Când vine vara se scumpește. Se scumpește bere. Așa. Da, când vine Crăciunul se scumpește carnea. Că așa se întâmplă la noi. Oricum cumpără fraierii. Oricum lumea cumpără. Tu degeaba reduci mie... Și acum, mă rog, să vedem cât se va cunoaște reducerea asta cu 9%. Am fost, într-adevăr, în ceva magazine, se vede la unele produse. La altele produse nu se vede absolut deloc. Acum depinde și de potența financiară a magazinului respectiv. Și mă rog, dacă tu reziști tentații sau ai rezistat tentații să nu mărești prețul înainte de scăderea TVA-ului, ești ok. Dar să văd cât ține. Și de obicei, fără să fac acuze, dacă te uiți așa la piață, între magazine ai senzația că există o înțelegere. Nu între toate. Între două sau trei dintre ele. Și sunt și ele, pe grupuri, pe prietenii le privește. Așa. Și te duci, de exemplu, cum erau promoții, să spunem, da? Găsești carnea, nu știu când, mai ieftin, în magazinul X, da? Te duci acolo, găseai, pe lângă carne, dacă te duceai, luai și ulei și zahăr și nu știu ce, da? Săptămâna viitoare, magazinul Y făcea promoții la ulei. Te duceai acolo să-ți iei două baxuri, vedeai și carne. Hai că dacă tot sunt aici, iau și carne, tot acolo se ajunge cu bani. E mică înțelegere. Mică înțelegere și manipulare foarte puternică. Da, și nu, acum să văd cu cât se ieftine berea la halbă. Acum, în Deva, da, bere la halbă, la terase, terasele sunt destul de scumpe față de birtul obișnuit. La birtul obișnuit, prea cred că este bere la halbă, de la colțul străzii. De trece omul, ia o cinzacă din voleu și își vede de drum. Nu te-ai foarte complicat să... Berea la halbă presupune și un pic de vulnerabilitate, pentru că aia la sticlă, când, în momentul în care ceri la sticlă, s-o destupă în fața, da, ta. Nu poate umbla, nu poate băga apă. Are sticla cam de 500 de mililitri. Dincolo... Berea la halbă sunt drafturile, sunt paharele, e spuma... De ce să zic? Acum nu știu, dacă se folosesc pahare de sticlă, mai spele acolo, mai rămâne un pic de apă. La cele de plastic rămâne spumă. Nu, că alea nu se pot spăla. Teoretic, alea sunt de unică folosință. Păi nu, dar îți dă, scoate din setul ăla, îți pune acolo la dozator sau ce au ei pe acolo, îți umple. Așa. Faci comandă la spumă deasă, deci rămâi cam cu jumate. La spumă deasă, jumate bere. Am înțeles. Deci asta, no, să zicem, contează mai puțin. Trebuie să văd lucrurile astea, că nu, aici se necesită experiență. No, și s-ar putea acum, dacă se reduce TVA-ul, așa, producătorii de pahare. Poate vin cu alt gramaj la pahar. Na, nu. Mircea, noi știam că e halba de jumate, da? Da. Aia clasică. Forme și mânere țapene. Păhăruțul spune, Peti, că e numai de 400. Paharul de plastic e numai de 400. Păi de-aia zic că e de 400. A, am înțeles. Deci halba e de jumate litru și paharul de halba plastic. Halba cu mâner de stic. Uite și Ionuț îmi zice. E, uite, vezi, el zice că acum mai nou și halbele de 400. A, și halbele de 400. Mai găsești, rar. Sau mai găseai, nu știu. Că n-am mai băut beri la halbă din frage de-am pruncie.
Păi nu, că înainte se găseau cam exclusiv numai la halbă, veneau cu butoaiele. Da. Mă rog, aia țin și eu minte. Și acum știu că e afișat 0400. Dar mentalul colectiv, mă rog, este 0500 și prețul rămâne cam ca la 0500. Bun. Dacă vine un producător cu ideea să facem mai de 350. E de 350, nu? Da, vrei mai exact 377 sau 342, bun, că se poate. Berea la țap, stai că mi se șuptește, stai așa. Berea la țap e la 330. 330, da. Am înțeles. Și e paharul la 250, da? Și paharul e de dimensiuni, că găsești și de 200 și de 300. Deci nu, voi în seara asta... Eu nu-ți aprobă. Voi în seara asta v-ați înțeles. Da, să-ți facem ție în ciudă. Am tir în crucișa și Ionuț de acolo, de la cameră, nu mai face și el semne. Da, deci vreau să mă dă eu... Seama ce situație sunt. Deci vreau să mă dă măsură populistă, dar e măsură bună. O măsură bună, bună. Hai să vorbim și de etichetele, pentru că plecăm de la asta, că... Asta mie mi se pare o glumă. Care, cu tichetele de vacanță? Nu. Păi nu e așa simplu. Păi deci de ce firma, obligatoriu ar fi în proiectul de lege, s-ar putea să fi schimbat de când l-am citit eu ultima oară. Așa. Obligatoriu la bugetar, la privat nu obliga nimeni să-ți dea. Este o limită până în 60 de milioane de lei vechi care se poate acorda. E, firma, instituția trebuie să încheie un contract cu o bancă, ceva de genul ăsta. Tot cu banca, nu, deja, normal, stai puțin. Dar cum așa, dar crezi că banul ăla spică așa din cer? Păi, nu, dar se poate... Stai un pic. Tichete, acum nu știu, trebuie să-mi spui tu. Tichetele astea pe care le primesc, n-am primit niciodată tichete sau... Ba, am primit tichete cadou, dar de Paște de Crăciun, la un moment dat. Dar nu lucrez, deci nu știu cum e regimul lor. Tichetele astea pe care le primesc, bonurile de masă, de masă, în limbajul tuturor, nu se pot face la fel? Păi așa era când au apărut că firmele care au profit pot acorda și le scutești sau nu au datorii la stat. Ok. Și le scutește de nu știu ce, mă rog. Bun. Și în cazul ăsta... Scuteri fiscale. Legea poate să fie așa. Dom'le, luați de aici vouchere... sau tichete, sau cum le-o zice. Este o chestie mai complicată. De ce? Am auzit o analiză și chiar pe un post național am auzit cum trebuie încheiat un contract cu o bancă, nu e așa simplu, care să acoperi, să ai o garanție cum că sumele respective vor fi virate. Deci trebuie acoperite hârtiile alea. Și agentul de turism, da? Așa. Dă tichetul, da? Mă duc, îi dau 10 hârtii la băiatul de la hotel. Da. El trebuie să aibă garanție că își primește banii. Păi, nu mai e problema mea. E problema nu lor. A mea ca și client. Știu, da. E problema lor. Celor de la guvern care au zis, bă, da, firma, banca, guvernul. Așa. Nu? E problema lor. Am văzut deja persoane reticente, nici nu a intrat în vigoare. E vorba să intre de la 1 iulie. Nu știu dacă va intra de la 1 iulie. Păi nu, că știrea pe care am citit-o eu, nu știu, săptămâna trecută sau cu două săptămâni, spunea în felul următor. Dacă au prins în bugetul de anul ăsta, firmele vor da și anul ăsta. Dacă nu. Și clar că nu s-a dacă prins. Dacă mergi cu dacă, toată lumea e cu nu. Toată lumea răspunsul e nu. Nu. E cum faci un coleg câteodată cu mine. Nu te supăra, n-am. Știi, nu se poate. Măcar termin repede discuția. Da, păi clar. Nici n-am întrebat asta ce. Asta ideea e bună. Să vedem dacă poate fi și pusă în practică. E bună în sensul, ok, dacă se reușește, bun, să aibă garanția hotelierul că, și e bine că se încurajează turismul românesc, da, și venim la sezonul estival și merge și la sezonul de iarnă la toate sezonele, că har Domnului la noi poți să faci turism oricând. Bun, clar. Da. Da, și știi, încurajez turismul intern. Hai să mergem la suma maximală de 6.000 de lei, da? 6.000 de lei deja e o vacanță, ar trebui să fie o vacanță frumușică. Bun, deci pe care să zicem de exemplu că soț-soție ești bugetar, deci să ia amândoi 6.120 de milioane pe bani vechi. Poți să mergi cu copii. Deci îți permiți, oricât de mare ar fi prețurile. Da. Și așa, să fie numai unul bugetar. Haide, cazul meu cu nevastă mea și fiul meu. Sau cazul așa. Tău. Tu ești bugetar? Eu sunt semi... Sau tu nu știi? Nu, stai un pic, nu sunt bugetar. Dacă vrei să mă întrebi de la preoție, deci statul asigură... Deci nu știu cum sunteți asimilați voi. Teoretic suntem bugetari. Teoretic, practic nu. Bun.
Dar mă rog, o să-ți explic. În cazul meu sau în nevastă mea, da? De plată și ce dorești, da, așa, te rog. E cadru medical, bugetar, eu cred că, uite, dacă ar primi cadou voucherele alea de 6.000 de lei, cred că ne-am descurcat, eu, nevastă mea și fiul meu, să mergem la mare. Da, un exemplu. Cred că. E, ok. Acum mai rămân de discutat și niște chestii mărunte, dar care s-ar putea să... Păi nu, să conteze. Deci, de exemplu... stimați telespectatori, nu că trebuie să te întrerup în mijlocul frazei, dar ne întoarcem. Deci, am primit în cască următoarea propoziție, să spun așa, spusă la microfon de colegul Petit Mezaroș, care zice felul următor: dacă nu e cu publicitate, berea vine la mine. Deci, ca să nu dau bere... Că încă nu știm, că trebuie să semneze Iohannis și nu știu dacă dau la albă. Tu dă un avans. Eu dau un avans oricum, dragă Peti, dar luăm publicitate acum. Am revenit în direct, stimați respectatori. Deci e clar, trebuie să dau beri. Nu, frate, nu vă repeziți toți, că nu, chiar, deci numai regia, că regia poate din buton de acolo. Vă citesc o știre atât de faină, deci atât de faină e știrea asta. Ia auziți. Ministerul Energiei. Complexul energetic Hunedoara va angaja un consultant internațional care să elaboreze un plan de restructurare. Deci mă apucă râsul. Cum se citește o asemenea știre? Nu se poate. Deci zice așa. Complexul energetic Hunedoara a rambursat integral miercuri către statul român ajutorul de stat de 40 de milioane de lei, declarat incompatibil cu piața internă de Comisia Europeană. Mă, de unde? Deci eu sunt ce foarte curios. Eu? Deci de unde au făcut ăștia rost de bani? Ce, au vândut o termocentrală? Nu, că deci banii au fost virați pe hârtie. A, numai pe hârtie? Și deci, eu arătat, au făcut o poză, ăștia sunt. Nu înțeles. Și după efectuarea acestor plăți, complexul energetic Hunedoara va putea beneficia de alt ajutor de stat. Și ar fi un împrumut de 37 de milioane de euro, aprobare recent de guvern. Urmează ca societatea complexul energetic Hunedoara să angajeze un consultant internațional. Oh, nu poți de al nostru să te închidă. Al cărui rol va fi acela de a elabora planul de restructurare. Suntem încrezători că acest lucru se va întâmpla în cel mai scurt timp, astfel încât să putem notifica documentul Comisiei Europene. Deci cât de tari sunt ăștia, frate, nu se poate. Bun, ăștia luau tichete de vacanță, cel puțin termo, că da, și a făcut și o agenție de turism, da. Și a făcut o agenție de turism nu pe povestea cu termocentrala de la Mintia. Bun, toată lumea, și minerii, normal. Cred că și minerii primeau până la urmă dreptul fiecare. Eu mă bucur clar pentru cei care primesc. Sigur că da. Hai să terminăm cu ce am început și după să revin un pic da, la ce. Te rog. Deci cu tichetele, să zicem, vorbim la sumă maximală, 6.000 de lei. Asta nu e obligatoriu, s-ar putea să-ți dea în un tichet de 9,37 lei și te rezolvat. La etichetul de vacanță. Că... Așa. Păi eu pot pleca, mă, deja. Bun, păi ați odată. Te duci până, nu știu, până la Simeria sau... Păi până la Simeria ce? Că nu dormi nicio noapte, deci aia nu-i vacanță. Păi nu, dar ideea e că aici vreau să ajung, știi? Deci te duci la Simeria, da? Dai tichetul ăla, nu-ți ajunge de dus întors. Nu, clar. Păi nu, îți dă tichetele alea. Nu, rămân, dar chestii așa mărunte, dar destul de importante. Din tichetele alea poți să achizi și transportul. Așa. Te duci la hotel bun, ok, îți achizi cazarea. Păi stai un pic și achizi și transportul. Dacă mă duc cu mașina personală, cum? Cumpăr benzină? Deci nu știu. Deci aici sunt niște chestii care rămân de discutat. Păi stai un pic, rămân de discutat, că nu, știrea asta a pușcat în mediul online, a pușcat peste tot, în toate televiziunile au dat știrea respectivă. Doamne, guvernul vă dă! Bun, dar ne dă să fie primit, știi? Păi să fie primit, da, să fie primit. Hai să detaliem un pic. Și atunci ne luăm cu mâinile de cap. Aoleo, ce o să se întâmple sau cum? Ce fac? A, bun, mă duc, îmi asigură cazarea hotelierul, da? Normal ar trebui să fie chestiile alea all inclusiv, da? Depinde ce se înțelege prin all inclusiv. A, nu, că mi-am adus aminte de o glumă, un banc pe românește, nu, cu Rașela și cuiții care se duc în luna de miere undeva, da, în sfârșit. Nu, și-mi dă all inclusiv, da. Nu, dimineața un nou ochi și o chiflă, la prânz o zamă lungă să ne ajungă și eternul șnițel cu, eu știu, pireu sau pilaf se schimbă, numai garnitura șnițelul rămâne, salată de varză tot sejurul și o roșie. O felie de roșu, o roșie pentru tot ce jur. Ce generos e! Atunci uitați-vă la Amaril Doseche, ci că salată de varză și o roșie. O felie. O felie, felie pe zi. Bravo, deci o felie pe zi. Păi da, nu așa se face salata, și o frunză de pătrunjel care o scoate din zamă. Aia unii bine să fie numai redactor șef la ziar. Gândiți-vă că ar fi patron de hotel,
castele spectrale. Da. Am murit de foame, tata. Nu, astea sunt cazuri reale care se întâmplă așa în România. Deci sunt cazuri reale, da? Normal, noi facem și la de cine necaz. Îți dă ceva acolo, două felii de salam și nu știu, nu mai știu ce îți dă acolo, un triunghi de brânză topită, să zicem. Da? Deci mor, nu poți să cred. Asta este într-un buget, da? Te duci așa cum era pe vremuri sindicalist. Da? Așa. Te duci. E posibil. Bă, bun, uite, cu tichetele astea te duci, faci drej, da? Îți oferă meniul ăsta. Este o variantă. Este. De nedorit, dar este o variantă. Rămâi cu o căruță de tichete neconsumate. Așa. În varianta asta, ce faci cu ele? Păi nu, stai un pic, alea o să coste. Nu, alea ți le ia. Gata, salut. Și mai bagă niște bănuți în cont, domnul. Sau îți da așa, bă, aia de atâta tichete, dar dă-le pe toate încoace. Așa? Aia te umflă cu ce vor ei. Păi aici vreau să ajung. Deci sunt variante și variante, că și asta trebuie lămurită. În momentul în care îmi spuneai tu, domne, ia stai așa, că îmi dai mie dimineața, nu știu, nu mănânc dimineața, mi-ajunge o cafea. La prânz, da, mă lungă să se ajung, eu seara mănânc, că de aia mă rotunjesc. La prânz, putem sări și prânzul, stăm la plajă, nicio problemă. Dacă ieftinezi berea ăștia la halbă, da, să zic așa. Dau faliment cei cu restaurantele. Pe tine-i de acord cu săritul prânzului. Deci așa. Bun. E o variantă. Poate să fie ceva alimentație haleală, nu, să zicem așa, foarte subțire. Așa. Sau ceva la greu. Bun. Dar până una alta e doar o promisiune. E o promisiune, să vedem dacă se va și pune în practică. E bine, sunt perfect de acord, uite, să sprijinim turismul românesc. Sunt curios cum se vor implementa, eu știu. Revenim la județul Hunedoara, dar sunt multe locuri care merită a fi vizitate. Hai să luăm punctul. Județul Hunedoara? Da. Ia zi-mi. Hai să vedem. Să încep? De unde vrei? De unde vrei? De sus sau din jos? De sus. De sus, da. Hai să zicem să faci o vizită culinară, da? Să încep cu Vișle, da? Că tot a fost festivalul Vișlilor, da? Păi nu, că asta nu a fost festivalul Vișlilor, că mă rog, eu am fost o zi la festival și am văzut acolo tot Chiurtoșcolac. Unde, mă, Chiurtoșcolac la festivalul Vișlilor? O fi Văr de al doilea cu Vișlilor. De unde știi tu? Văr de al doilea. Păi da. Da, da, am înțeles, bine, zi mai departe. Deci îl cheamă Amaril Doseche. Cum, dacă a zis de Chiurtoșcolac, ce să zic eu? Și mai am unul regie care acum tace, nu zice nimic. Așa, te rog. Așa, te duci pe acolo cu Vișlui de Gurș Vinarsu, dacă tot așa ești în zonă, ei pe casă. Nu, păi nu, că l-ai cu TVA normal, da? Vinarsu de la privat, cum ar fi, de la, direct de la sursă, de la butoi. Așa. Neaccizat, că e mai sănătos. Neaccizat, că e mai sănătos. Bun. Ajungi, sunt câteva pensiuni foarte drăguțe în zona de nord al județului. Așa? Unde poți te duci? Ai de vizitat, poți te duci, nu știu, vrei să vezi volarii de la Obârșa. Poți să faci drumeții pe jos. Poți, dacă ești curios, te duci pe drumul regelui. Să vezi. De la Vața încolo. Ce venim mai încoace, mai spre Brad? Păi zicem, ajung la Brad, da, te duci la Muzeul Oului. Să spunem, da? Castelul de la Hunedoara, telecabina de la Deva. Da, că mai ai la Brad, mai ai treptele romane, da, galeria. Bun, acum, vrei să-l luăm pe toate la rând? Da, da, păi da, cum? Unde vreau să ajung? Vreau să vizitez castelul de la Hunedoara. Da. Cu un voucher de la. Pot să îmi plătesc biletul. Păi nu știu. Care, nu știu cât e, 20 de lei, nu știu acum cât e intrarea. 20-30 de lei nici nu mai contează, că e ok. Zic eu. Poate primește cineva niște vouchere. Vine în județul Hunedoara, vrea să viziteze castelul. Poate contează pentru mult. Dacă are familie, el, soția și doi copii, îți dai 120 de lei să intri să vezi castelul. Nu te supăra. Bun, știu că prețurile în... Nu zic că e mare sau mic prețul. Păi nu, dacă dai din banii tăi, da, corect. Dacă plătești cu voucherele astea, parcă nu-l simți. Da. Și vine omul Hunedoara, nu poate să uită la castel, îmi fac niște poze de afară. Ia un chiș care să vinde pe acolo cu acții builduri și brizbrizuri și gablonțuri ce să mai vând în fața castelului. Pun pe Facebook că am fost la castel. Și cam atât. Cam atât. Nu văd cine câștigă atunci. Păi, ar fi bine să și promovezi. Că așa te duci numai la mare, eu știu, stațiunile montane, la Felix și pe Valea Prahovei sau eu știu unde, la Slănic Moldova și Vatra Dornei, dacă mai există stațiunile astea. Sincer, habar n-am. Nici eu nu știu, dar...
Erau, ai rostit un nume, Peti, Borsec, ce? Era la Borsec mega stațiune sau... Da, mergea lumea. La Borsec, lumea? Da. La St. George, băi, la Toplița, la Toplița erau niște băi termale fantastice. Nu, uite, deja învăț. Învăț, deci erau, zice, trece. Nu știu dacă mai sunt. Erau. Bun, la noi, la Giugiu. Da, la Giugiu. Placă la Amboi. E excelent. Recomand cu căldură, abia aștept să mă să fac o bălăceală, ajută la oase, ceva fantastic. Unde mă, la Călambăi? De oase zici? Da. Stai așa puțin, deci trebuie să mă duci la Călambăi. Nu se poate, stimați respectatori, deci am alit o seche deja, știe mult mai multe locuri. Vedeți dacă umblă, dacă e tot la, de prin sate adunate și se duce într-o parte și n-arăt. Când e emisiunea? Duminică de la ora 15. Deci, duminică de la ora 15. Facem promo aici. Așa am fost și informat. Acum, dacă dezinformez, îmi cer scuze. Nu. Bun, deci de la 15, de la 15. Deci de la 14 satul Hunedoreean. Am înțeles. Deci satul Hunedoreean, de prin sate, foarte bun. Zim și mie că tot a fost o discuție, eu am făcut mai multe emisiuni cu Lucian Stanciu și tot întrebam, domnule, hai, marea problemă a patronatelor din turism era TVA-ul ăsta la alimente foarte mare și spunea, domnule, să ne scadă TVA-ul și așa. Bun, a scăzut. Crezi că, da, bun, a scăzut. Crezi că vor scădea prețurile în turismul românesc? Nu au scăzut. Cum nu au scăzut? Deci, îți cumperi bilet de la agenție. Așa. Și are un preț. Așa. Și agentul de turism e la 24% lucrează. Păi stai puțin. Agentul de turism lucrează la 24%, dar masa automat ar trebui să scadă. Da, am înțeles. Prețul mesei. Da. Când ai cumpărat biletul respectiv, eu știu, ai fost mai harnic, l-ai luat în noiembrie anul trecut să prinzi la ceva. Așa că nu era legea, da. Nu. Și acum pot să mă duc. Mă duc la agenție și mi-au un bilet. Dar tarifele sunt făcute dinainte. Nu mai umbli la ele. În principiu spune că îți mai dă un bonus, nu știu, îți mai dă ceva. Bonus ce? Că eu am concediu 2 săptămâni. Dacă e 2 săptămâni, nu pot să mai îmi dai bonus încă 3 zile, că mă dau ăștia afară. Nu, îți mai pune ceva la biletul respectiv, nu știu, îți mai dă o cană de ceai în plus, ceva de genul ăsta. Zic și eu, o cafea poate intră în meniu. E bun, dacă astea sunt oferte, cum a venit o doamnă la mine să fac eu niște abonament la niște televiziune prin cablu și așa, că eu n-am. Eu văd totul pe internet, că na, asta era online, da? Și, nu știu, voia să-mi facă o ofertă din asta așa, și am zis, doamnă, am fost total nedelicat, că nu mai scăpam de doamna respectivă și am zis, doamnă, e ofertă pentru fomiști. S-a uitat la mine și am zis, nu așa se vinde, nu vă spărați pe mine. Dați-mi un abonament atractiv, dați-mi mai multe programe, dați-mi, nu știu, veniți, gata, îți dau o tabletă, nu știu de care. Să fac ce cu ea? Eu când îmi iau un device, un dispozitiv, eu trebuie să văd eu caracteristici, nu să-mi dai tu care îl dorești tu, dar în sfârșit... Mi-a rămas pe stoc și... Așa cum zici tu, zici, a, îți dă o cafea, o cană cu ceai, păi stai puțin, o cană cu ceai, nu vreau cană cu ceai. Am dat un exemplu aleatoriu, nu știu, așa. În loc de jumătate de pulpă spune 3/4. Bun. Astea sunt chestii și... Având în vedere, am văzut ceva reportaje pe litoral acum, prețurile au rămas la fel, deci niciun fel de problemă, deci la mâncare la unaltă. Degeaba s-a redus pe hârtie 9% dacă comerciantul nu a redus. Oricum la mare sunt prețurile mai scumpe, nu prețuri de stațiune. Prețurile de stațiune, pe mine mă enervează lucrul ăsta, pentru că suntem unii dintre cei mai scumpi, să zic așa, comparativ cu litoralul cel mai scump și cu serviciile cele mai proaste, da? Acum nu zic n-a mai fost. Că nu mă refer la servicii, chestia scump, puterea noastră, banii care încasăm sunt foarte puțini în comparație cu ceilalți. Asta da, clar. Și dacă faci raportul cât câștigă un român și cât câștigă un englez, cât îl costă pe un englez un sejur în Portugalia și cât îl costă pe un român sejur în România sau în Portugalia... Nu știu, voi la ziar ați făcut așa un tur al agențiilor de turism din județul Hunedoara și să sondați terenul, să întrebați, domnule, și-au cumpărat oamenii vacanțe, vin acum, sunt tot felul de oferte, de last minute. De, da, a așa, fost până, dacă nu mă înșel, până 31 mai a fost ultima chestie asta cu last minute.
la două agenții am fost, numărul turiștilor care au optat pentru litoral a fost mai mare ca în anii trecuți, litoralul românesc. Am înțeles că au venit ofertele alea cu all-inclusiv, ultra-all-inclusiv. Mulți totuși aleg Grecia, Bulgaria, din județul Hunedoara. Acum nu zic că hunedorenii rup pragurile la agențiile de turism. Nu, păi, povestea care e acum, foamea și șomajul și năcazul, să zic așa, i-au împins pe mulți. Ne-am întâlnit și tare aș vrea să fac o emisiune cu Mihai Moisiuc. Ne-am întâlnit cu el, cu colegul Raul Roset, ieșeam de la emisiune, stimați telespectatori. Deci unul dintre pionierii televiziunii din municipiul Deva, din județul Hunedoara și din România, să zic așa, televiziunii după 1989, da? Care a venit din America pentru o anume perioadă și a mai venit un băiat. Nu i-am reținut numele, dar în sfârșit. Și l-a întrebat Mihai Moisiuc, tu unde ești? În Anglia. Deci foarte mulți au plecat dincolo, au văzut cum se face turism dincolo, au văzut ce servicii sunt dincolo și atunci normal că vin în țară și spun nu. Mergem în Bulgaria, mergem în Grecia, mergem în Turcia, poate chiar Italia, pe litoral. Pentru că depinde de banul fiecăruia. Pentru că, nu știu, comparativ prețurile sunt sensibil egale și atunci de ce să nu mă duc să văd altceva, nu? Nu, fiecare cu opțiunea lui. Și spuneam, mai că ne întoarcem la ajutor de stat, da? Așa, te rog. CNH-ul, da? Am cu tot respectul la ce străbă, eu știu, mare managerul străin, am avut exemplu Taromului, da? A, acolo a fost. Iar o să-ți vină un cetățean de ăsta pe care îl plătești la greu ca să ce? Că și așa guvernul se luptă din greu ca să închidă CNH-ul. Mă rog, actualul cum zice acum ce? Ei, n-au încotro. Îi scenariu bine bătătorii cum investul, se repetă exact așa, cei care au lucrat în minerit știu cum a fost. Tu știi foarte bine că e la Indigo, așa? Pe acolo, e drumul bătătorii, rezultatul sigur, de ce este mai chinui să încerci să faci ceva. Dar n-are sens acum să ne întoarcem la 97, când s-au dat primele ordonanțe, cum s-au închis minele, cum a plecat personalul, câte mine viabile au fost închise. Astea cu acte și documente, se poate dovedi. Important e că mai avem resurse naturale și cine știe. Da, avem, numai nu, acum nici noi nu le exploatăm, dar nici pe alții nu îi lăsăm. Nu te supăra pe nimic, nu mai vreau să dau nimic. Normal. Da? Adică, decât dar să... nici așa să stai pe ele. Păi, nici așa să stai pe ele, dar statul român deocamdată este incapabil să managerieze o poveste de gen complex energetic Hunedoara. Păi nu-i capabil, nu că nu vrea, nu-i capabil. Deci toți directorii și cine a fost pe acolo, bun, mai puțin ăilalți care au fost înainte când erau disciplină, domnul Vaida, când știai, da, după aia a urmat un declin clar, că se știa că sunt niște reguli de mediu, dar în sfârșit nu vreau să intrăm în subiectul ăsta. Da, să ne întoarcem la berile noastre. Să ne întoarcem la berile noastre. Dacă deci, lasă gura apă. Concluzia ta, punctul tău de vedere, încearcă guvernul să ne cumpere de pe acum, încearcă politicienii să ne cumpere da, bună voința pentru este că... Este o variantă, ne putem gândi anul viitor, e an electoral masiv. Avem două rânduri de alegeri, locale și parlamentare, considerăm personal alegerile parlamentare, că tot vorbim de vacanță, sejurul în parlament este de 4 ani, atâta s-a plătit, nu de 3 ani jumate, 2 ani și 8, 4 ani bătut în cuie... Înțelegi, acolo nu vin furtuni, nu vin un acolo 4 ani, atât am plătit biletul, atât stau. E bine. Deci, nu știu, foarte mult timp va mai trece la noi până când vom avea alegeri anticipate. Nu, la noi majoritățile se fac în funcție de interes. Nu, ce doctrină? Sunt povești doctrinele în ziua de azi. E interesul, stai bine, mersi, cei 4 ani acolo, îți vezi de ale tale, pică guvernul, să zicem. Actual. Își dă demisia Ponta, se va găsi o soluție de compromis, va fi numit altcineva prim-ministru, chiar și tehnocrați cine ar fi, toată lumea e mulțumită din ambele tabere, și puterea și opoziția, indiferent, își văd de mandatul lor de 4 ani și după aia Dumnezeu cu milă și ce-o mai fi. Mai ales că se schimbă sistemul electoral, se trece înapoi la liste, poate ai noroc, poate n-ai noroc pe listă. Deci a fost foarte multă liniște. Bun. Practic, deci zici că e o cumpărare a bunăvoinței. Crezi că patronii din turism vor încerca
să-și maximizeze profitul, dar oferind totuși și condiții mai bune? Dacă vor avea certitudinea că casează respectivii bani pentru serviciile oferite, da. Și cred că dacă au... mă gândesc, decât să te uiți să ai o jumătate de hotel gol, mai bine prefer să-ți vină, nu știu, oricine cu banii ăia și știi că îi încaseze. Deci eu dacă aș primi mâine, nu mâine, că mâine mai trebuie să vin la serviciu. Așa? Nu intră în concediu, știți, l-am prins acum. Da, m-aș duce după aia așa. Deci dacă mi-ar da mâine, aș pleca mâine la mare, de dacă... mâine seară. Deci de mâine seară te-ai duce da, la mare. Da, că mi-ar da, mă duce la mare. Fără niciun fel de reținere, fără nimic. Bun. Zic marea că sunt fan de apă. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și mulțumesc drag. Pentru sinceritate de stimați respectatori. De aia sunt unii redactor șef la ziarul Hunedoreanului că nu s-au putut apuca de turism, că te deau o feliuță de roșie la o întreagă păi salată. Păi nu, eu ți-am explicat meniul. Da, glumesc în sfârșit. Îți mulțumesc, Camaril Doseche, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Mâine vorbim despre un proiect al Bisericii Ortodoxe Române și al Fundației World Vision România, Alege Școala, care e la a patra ediție, un proiect împotriva abandonului școlar. O să vedeți că sunt lucruri interesante. Vin doi colegi de ai mei de la Centrul Eparhial, părintele Radu Trifon și părintele Sorin Popescu, paroh, preot aici în Deva, la biserica din Micro 15. O să vedeți ce lucruri frumoase s-au întâmplat cu copiii noștri, ca să zic așa, pentru că toată lumea dă cu piatra în biserică și spune a, numai vreți voi ore de religie și așa. O să vedeți că ne și mișcăm în alt fel. Nu ratați emisiunea de mâine, așadar. Rămâneți cu Hunedoara TV. Bineînțeles că urmează Andrei Sora cu Stele și Destin. Noi ne revedem mâine și nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.